Salutare! Astăzi o să fac o instalare de skin de la dBrand pe un Note 9. După cum o să vedeți în acest video, instalarea se face destul de ușor, vă trebuie doar un uscător de păr și cam atâta. Și de preferat să ștergeți destul de bine telefonul, să nu aibă scame pe el sau să fie un suros gen. Ok, acum este momentul să luăm uscătorul, să-l dăm pe temperatură mai puternică și ventilația cam la minim de preferat. Ținem să se încălzească puțin folia, nu să înfierbântăm prea tare, după care tragem frumos cu pânza care am primit-o de la dBrand de mai multe ori, până se îmbină perfect cu marginile telefonului. De preferat, exact cum se vede în video. Thank you.
După cum vedem, s-a îmbinat perfect. Deci chiar nu se vede diferența. Este exact până în marginea de la display. După mine, cei de la Dbrand oferă skinurile, adică skinurile lor de o calitate foarte, foarte bună. Deci cam asta este, după cum ați văzut, am mai dat o dată cu uscătorul peste tot și am dat cu pânza de la Dbrand încât să se așeze perfect skinul. Acum o să mai punem bucățica, adică bucata mică de skin care vine în zona camerei și cam asta este. Se pare că instalarea s-a terminat cu succes, după cum se vede, arată perfect, deci chiar nu se observă că este o folie pusă, este ca și cum ar fi spatele telefonului. Mulțumesc pentru vizionare și numai bine!